că am putut să fiu nominalizată de Moromete. Da. Mi-ar fi plăcut să-și reînnoiască speech-ul și să nu mai găsească aceleași motive să le repete, dar am înțeles. Păi dacă, în continuare, astea sunt motivele pentru care eu nu te văd Survivor și în continuare am exact aceeași părere despre tine. Te-am explicat, frate, bă, fiecare motiv așa în parte, totul, frumos, tot ce mă deranjează la tine. Sunt aceleași lucruri care mă deranjează la tine, n-au apărut alte, sunt exact aceleași lucruri care nu îmi plac în atitudinea ta. Și de-astea le-am zis că dacă aveam altceva care să apară, ziceam, păi nu mă deranjează faptul că spui. Da, eu te înțeleg. Păi dacă tot astea te sunt, ce nu pricep, dacă tot astea sunt, dacă ești exact la fel special, și te comporti de 2 lei în cabana asta. Normal că o să zic e, în continuare. Normal, așa no, este. Uite, uite, hai să zic la fel. Nu e regulă cu față. Să mă cer cu tine, tu ridici tonul. Eu am vorbit pentru frumos că nu cu tine, pe tine. Forjează creierul, dă-i aici un punct, forjează IQ-ul, păi, eu nu sunt așa, înțelegi? Eu vorbesc la tine ca un om normal, nu vreau să par altceva decât ceea ce sunt. Asta e diferența între noi două. Forjează aici IQ-ul și concentrează-te pe ce-ți spun eu. Eu îți zic o chestie, tu răspunzi cu totul altceva. N-are logică ce zici tu, iubita. Eu te înțeleg exact, da, ai IQ-ul din negativ, nu da, merge creierul ăla deloc, frate, eu te explic totul cu subiect și predicat totul. Ce comportament ai, frate, de copil de 15 ani? Ai vrea tu, dar stai liniștită. Eu nu vreau, tocmai, eu nu nominalizez persoane care ar ajuta echipa tocmai pentru că mă ține caracterul, dar tu... Nu mai vota pe mine, Alexandru, bă! Da! Tu nu nominalizezi pe sportiv, dar l-ai votat pe băiatul ăsta care e spin pe traseu. Hai mă, lasă-mă, că n-ai niciun argument, asta e chestia. Tu când ai argumente, jignești. Adică și acolo se ieși cu niște lucruri care nu și-au sensul, sincer. Dar n-am cu cine să vorbesc, tocmai că mă aud și oamenii de acasă văd acest lucru față de tine, care tu încerci să pari o finuță, o mută și după aia faci ca toate alea, e clar că joci un rol. Prefer să fiu mută și să vorbesc strict când am ceva de spus. Păi nu, tocmai bine să fii mută. Eu nu cred că e mai bine să fii mută și să vorbești pe la colțuri. Nu mai bine să fii nimeni pe la colțuri. Eu ți-am zis de fiecare dată. De vedere de față pe toată echipa. De fiecare dată ți-am spus așa ce mă deranjează. De fiecare dată ți-am spus ce mă deranjează. Și nu accepti efectiv, te doare în fund, frate. Zic frumos, am ajuns să fiu în halul ăsta, că tu de fiecare dată răspunzi urât. Nu mai pot, frate, nu mai pot. De acasă, dacă nu mai pot. Băi, fata mea. Andreea, dacă vezi că nu înțelege... Păi asta e că nu-mi explic. Ori nu pricepe, ori ea crede că e bine așa cum face. Noi nu mai avem ce discuta, că se pare că IQ-ul tău e ceva rău și nu pricep. Efectiv nu pricep. Mi-am dat seama că în seara asta tu nu pricep. Ți-am explicat totul exact ca la... Nu pricep, gata, nu mai vorbim nimic. Te pup! Te pup! Eu nu. Eu chiar nu. Eu sunt cu caracterul sus până la capăt. Eu nu te pup, zic că te pup după ce mă cer cu tine. Doamne, iertare, doamne. Ce prefăcuți. Nu, efectiv nu ajută, cred. Ori e prea mediocră la minte și nu-și dă seama, ori face pe proastă, frate, cumva să-i meargă bine. Nu avem două calcule. Una din două.